Drama copilașilor părăsiți de mamă în stradă lângă Spitalul Județean de Urgență din municipiul Reședință de Județ a ajuns rapid pe rețelele de socializare, mama acestora fiind identificată de cunoscuți. Lenuța Călin, mama în vârstă de 24 de ani, este originară din Iași și a venit în Telorman după un bărbat care l-a cunoscut pe o rețea de socializare. Se pare că dragostea i-a jucat feste, care doar după câteva luni și-a găsit un alt iubit în localitatea Purani, comuna Vitănești. Deși ducea o viață liniștită, bărbatul oferindu-le și ei și bebelușilor 3 la număr pentru că bărbatul avea și el un copil, Lenuța a căutat atenție și iubire în altă parte, tot pe rețelele sociale. Tânăra mama a ajuns azi noapte la secția de pediatrie a Spitalului Județean din Alexandria. A venit în secția pediatrie, a spus că este mama copiilor, am anunțat poliția, am pus-o să aștepte până vine poliția. Așa cum era și firesc, pentru că era căutată, ba mai mult, are deschis un dosar penal pe numele ei, fiind cercetată pentru rele tratamente aplicate minorilor, poliția a luat-o de la spital și a condus-o la audieri. Tot la audieri am găsit-o și noi în această dimineață. Îți pare rău? Nu ți-a fost milă de ei să-i lași acolo? Nu. Lenuța a fost condusă la protecția copilului și pentru că am simțit că lipsa experienței de viață și naivitate, dar și viața grea pe care a trăit-o au dus-o în pragul de a-și abandona copilașii, am reușit să stăm de vorbă cu ea. Povestea este grea și încălcită, chiar cu iz penal, dar mai bine haide să aflăm chiar de la Lenuța, care ne-a oferit un interviu în exclusivitate. De ce ți-ai lăsat copiii pe stradă de lângă spital? Am fost obligată. Cine te-a obligat? De doi oameni, un bărbat și o femeie. Unde ai cunoscut pe acești oameni? Pe rețeaua de socializare, de Facebook. Și cum ai intrat în contact cu ei? Ei a venit la mine. Tu unde locuiai? În Purani, Vitănești, la un bărbat. Concubinul tău, practic, da. Soțul tău, nu? Da. Și nu erai bine acolo? Ba da, eram foarte bine. Și ce ți-au promis oamenii ăștia să te facă să pleci de acolo? Au zis că să vin la ei, că să stau cu copiii. Că te îngrijesc ei mai bine? Da. Și ai avut așa mare încredere în ei? Cât ai vorbit cu ei? 3 zile. Adi, au venit oamenii, te-au luat și ce s-a întâmplat? M-au adus la centru din Alexandria. O văzut că poarta este închisă. Practic, vrea să-i lăsăm acolo. La centru de plasament? Da. Și după aia am întors mașina și am venit la spital, în fața spitalului, unde am lăsat copiii. Nu ți-a fost milă să-ți lași copiii pe stradă? Ba da. Normal că mi-a fost milă. N-ai încercat să pleci cu ei, să fugi? Am încercat, dar s-a dat și el jos din mașină. Și a zis că dacă fac vreo mișcare, încearcă să mă omoară. Mi-a pus cuțitul la gât. Și te-ai speriat? Da. Unde ai plecat? Cu ei, mă gândesc. La el acasă. Nu era din Telorman? Nu. În ce localitate? Giurgiu. Și acolo ce s-a întâmplat? Cum ai reușit să scapi de ei? Am vorbit cu o vecină și am cerut ajutorul să mă ajute, că până atunci n-am avut cum să aflu de copii. Nu aveai telefonul cu tine? Ba da, aveam telefonul cu mine, dar cartela mi-a fost aruncată și mi-a luat și telefonul. Și vecina te-a ajutat? Da. Ai putut totuși să ieși din casă să vorbești cu cineva? Da. Nu te țineau închisă? Nu. Și ei nu erau acasă? Nu, la momentul ăla când am vorbit eu cu vecina, nu erau acasă. Și ce ai făcut? Cum te-a ajutat vecina? Mi-a dat un telefon și o cartelă reîncărcabilă. Și pe cine ai sunat prima dată? L-am căutat pe Zahiu Ștefan. Adică pe băiatul la care tu locuiai în localitatea Purani. Da. Și i-am zis că am întrebat de copii și eu zis să mă întorc la ei. Și ai plecat? Da.
Și apoi ce ai făcut? Ai urcat în tren? Ai găsit o mașină de ocazie? Am vorbit cu sora lui și i-am zis că vreau să mă duc la copii, că și ea are copii și poate la un moment dat o să-i facă și copiii ei la fel. Și a venit și? Și m-au adus în fața spitalului. Aceleași două persoane? Da. Și aceeași mașină. Te-ai întors azi noapte în Alexandria? Da. Ți-ai văzut copiii? Nu mi-am văzut că... Copiii dormeau? Nu mi-au dat voie doamnele asistente. Probabil pentru că le-a fost teamă să nu iei copiii și să pleci. Da, vă zic că până că nu vine poliția, nu-mi dă voie să-i văd. Ție-ți pare rău? Totuși copiii tăi puteau să fie morți la ora asta. Știu, dar îmi pare foarte rău. Ce vrei să faci cu copiii tăi? Să-i țin lângă mine. Să nu îi mai las niciodată. Da, dar știi că peste o perioadă poate să apară din nou un alt bărbat care să-ți promită lucruri și tu să pici din nou în plasă. Știu, dar nu mai vreau să mai cad în plasa lor. Dacă femeia spune adevărul, organele de anchetă trebuie să descurce ițele acestei întâmplări. Despre Lenuța mai putem spune că a fost crescută de bunicii materni. Mama a părăsit-o când avea 6 luni. Iar singurul lucru pe care și-l mai dorește acum este să stea alături de copila și ei.